Acum vreau să vii și să te conectezi cu mine mental Da. bun. Cum aveți? Cum de vedere energetic sau? Da, energetic. Ești ok, în schimb din zona capului trimiți, cum să le zic, ca și cum ai radia cu capul. Din zona capului trimiți Bun. unde? Dă-i, te rog frumos, timpul înapoi până noaptea trecută. Sunt acolo. Și spunem ce se întâmplă în timpul nopții, în acel vis care l-am avut. Eu te văd de cât în pat, nu știu cum să intru în vis. Chiamă, te rog frumos pe Petru. Sfântul Petru. Nu, pe Petru care a fost cu mine în aceeași dimensiune. Aceeași entitate care vine, am zis prima dată Sfântul Petru, am avut un moment de îndoială, dar aceeași îndoială care, aceeași entitate care a apărut. Oh, nici nu Am știam. văzut cum radiază din zona capului, are ca și cum ar avea o coroană de energie în zona capului. Asta e informație tare. Nu știam că sunt din aceeași dimensiune cu Sfântul Petru. Eu simt și am văzut aceeași formă. Ok. Și aceleași energii le simt în preajma. Ok, super. Întreabă-l dacă el știe ce s-a întâmplat azi noapte. Dacă știe, dacă a văzut. Ei știe că te-a văzut. Poate să-mi spună și mie? Ceea ce văd eu, ceea ce mi-arată, este că ți-a fost aruncată așa ca o grenadă. De către cine? De niște mâini, niște mâini de sus a aruncat-o. Mâinile acelea, ce vibrații aveau? Optsprezece mii. Cu ce scop a fost aruncată acea grenadă? A explodat, iar scopul era să te cuprindă, să te cuprindă, să te înăbușească. De ce? Cuvântul care îmi vine este deranjez. Întreabă dacă știe o entitate cu numele Noroi Puc. A zice, a, noroi cu a fost. Da, îl știm. Cheamă-l, te rog, să vină în față. Eu percep doar o umbră neagră. Care
Care este nivelul vibrațiilor acestei umbre negre? Nu-mi vine ceva, dar nu-mi e bine în preajma lui. Îmi atacă plexul solar. Dă-te puțin în spate și fă-ți un scut energetic, te rog. Îmi pun un scut energetic, degeaba mă dau în spate. Da. Ok, te simți mai bine? Da, mi-e mai bine, nu mă mai atacă. Care este nivelul tău energetic acum, nivelul de vibrație? 80.000. Mărește-l până la un miliard, te rog. Mărește vibrațiile. Dacă îl percep mic. Oricum, destul de nămbădoios noroi. Da. Dacă Da, are poate ataca energetic prin simpla apariție. În câteva secunde ți-a scăzut în vibrația de la 1 miliard la 80.000. Acum poți să-i citești nivelul vibrațiilor? 111.000. 110.000, 110.000. Mă las să vorbesc cu el? Am un sentiment așa că n-aș vrea. Ok. Dar pot încerca. Îmi dă așa o stare de... mă blochează. Nici o problemă. Las că dacă vorbesc cu el prin tine, nu trebuie să-l canalizez. Întreabă-l de ce a făcut chestia aia, de ce a venit la mine azi noapte. Se sperie. De ce? Și aceeași senzație de explozie am avut când am întrebat. A fost așa ca și cum s-ar deschis din el. S-a deschis din el, a aruncat ceva pe tine. Ca și cum mi s-ar fi deschis burta și de acolo ar fi ieșit o bombă, ceva. De ce am vrut să mă sperie? Același lucru, deranjez. Cu ce l-am deranjat pe el? Îi deranjez oamenii. În spatele cărui om mai este? Sau pe cine mai deranjează el? Pe cine mai atacă? Cu cine mai interferează? Deci că vă pot ataca pe toți. Mă deranjați, te atac. Ok. Ieri aveam anumite întrebări despre ce entitate puternică ar putea fi în spatele unei probleme care mi-a dat foarte mult bătăi de cap. Și culmea culmilor a apărut el, cu nume, cu tot, și cu surpriza care mi-a făcut-o. Ce poate să-mi spună despre chestia asta? Ce că trebuia să te aștepți. De ce? E dacă te aranjezi. Întreabă-l scurt și la obiect. El este în spatele problemei Adrianei? Da, zice, da, spune eu aștar și toată ceata. De ce? Îi văd ca și ramificație, îl văd deasupra de aștar, văd o ramificație așa, pot să spun cum, de la unul la altul se întind porții și deasupra. Sunt conectați toți între ei. Oh, și s-au gândit toți să-mi facă o vizită de curtoazie, a? Dar zice nu, că n-am fost decât eu. Da. Am gândit singur. Sunt convins că a gândit singur, dar sunt legați toți între ei, nu? Ce chestie?
Da, că primesc informația instant, toți o primesc instant, informația. Deci informația circulă prin toți, dar nu se activează cumva, nu le pasă la toți, nu îi privește personal, nu le pasă. Fiecare Ok. își vede de treaba lui. Între Nici măcar nu percepe, decât cel care îi pasă o percepe. Întreabă-l ce a făcut Adrianei. Deci am legat-o, ce mai vrei să știi? Am legat-o. De când? Și când zice am legat-o, îi văd creierul Adrianei într-o plasă. De când? Într-o plasă și parcă ar fi atârnat undeva plasa. Nu știu dacă este în cutia craniană sau nu. Este creierul băgat în ceva legat, ca și cum ai pune un săcui cu brânză la scurs, așa văd creierul Adrianei. De cât timp? Nu știu cum să percep timpul. Aș vrea să o caut pe ea, cum arăta ea atunci, să-mi dau seama. Dacă tu vrei, dacă te ajută, caut-o. O văd înfășată. Micuță, micuță, i-aș da 2 săptămâni. Prin ce metodă i-a pus acel dispozitiv sau cum i-a legat creierul? Cum a făcut? Nu, creierul este învelit într-o plasă. Prin plasa asta au mai pus niște fire. Le văd? Sunt ca niște, ca lița subțire. Așa, au tras de ea cumva și l-a suspendat. Deci este agățat cumva. Și cum l-ar fi furat, așa îl văd. Întreabă-l de ce au făcut chestia asta. Experimentează. Ce anume? Cum e să trăiești fără să gândești? De ce nu au ales altă ființă umană și au ales-o pe ea? Cum întâmpla să fie ea? E așa da consimțământul. Cum? Sau prin ce? O văd micuță. Multe entități în jurul ei, ea vorbește cu ele telepatic, dau din mâini, dă și ea din mânuțe, e fericită că nu va simți, ei spun că va trăi viața fără suferință, fără durere în momentul în care fac treaba asta. Iar ea e tare fericită că nu va trăi, că va trăi o viață fără durere, că nu va simți, că nu va conștientiza. Deci așa au păcălit-o, că nu va conștientiza. Întreabă mental pe Adriana dacă mai vrea să fie la fel, să nu conștientizeze sau dacă vrea să își revină. Nu știe, nu știe. Ce nu știu cum e bine, nu știu. Ea spune că e bine așa cum e. N-am spune că nu vrea să treacă, să trăiască suferințe, că așa nu sufere. Întreabă-l, te rog frumos, Eu i-am zis că o face pe mami să sufere. Că nu știe dacă o face pe mami să sufere. A făcut așa, s-a strâmbat. O fac pe mami să sufere? Ce nu știu. I sau simțurile îi le-au, prin asta îi le-au întrerupt. Ea nu știe că face să sufere. O percepe foarte vag. Nu poate să știe ce e suferința. O știe, o vede, dar nu o simte. Nu realizează.
O vede în jurul ei, dar nu o simte, nu știe ce e aia, nu știu cum să explic. Mergi puțin înapoi în timp, înainte în timp, pardon. Și până într-un moment când a avut o perioadă bună în care a putut să simtă totul. Și explică-mi cum vezi, cum te poate simți în acel moment. În acel moment văd legătura. Deci eu o să explic așa ce văd, că nu pot să, Ok. că termeni, nu găsesc termeni. Cum am spus, se vede creierul ei, este ca un săculeț cu brânză, legat, la scurs, că știe toată lumea ce este. Iar în momentul ăla văd partea deasupra că primește aer, primește informație, este puțin desfăcută. Deci pe acolo poate să intre aer. Aer văd eu că intră, că e aer, că e informație, nu știu. A fost desfăcută partea deasupra creierului. Ok. Nu a creierului, a plasei. Plasa s-a desfăcut puțin. Puțin, așa cât ar fi să intre un deget. Întreabă-l pe Noroi Puc, de ce până acum nu l-am văzut și nu l-am întâlnit? E, zice că șmecher de aia, ce nu știi? Observ. Eu încă îl văd ca și nu l-am văzut, ce fel de entitate este, parcă nici nu, că nu mi-e frică de el sau ceva, dar mă respinge, îl văd tot ca o umbră neagră. N-am niciun chef să-l văd, nu știu, asta simt că nu vreau să-l văd. Spune-i, nu vrei tu să-l vezi? Asta simt că Ok. nu știu, nu. Nicio problemă. Cum putem, de fapt nu cum putem, cum are de gând să scoată acea plasă? De ce? Ce îmi trece prin cap? N-am de gând așa ceva. De ce? Și așa m-am înțeles cu Adriana. Voi ce vreți? Să nu te mai înțelegi cu ea. Adică, nu, pardon, să rupi acea înțelegere. Nu vrea. Nu se gândește. Întreabă pe Adriana dacă îmi dă acceptul ei și acceptul ei psihologic pentru a vorbi și a acționa în numele ei. Adriana schimbă priviri cu mami, cu bunii. Ele clatină din cap. Stau și se gândește și clatină din cap, să încercăm și pe astăzi. Ea schimbă priviri în continuare cu ele amândouă comunică telepatic și se dau din cap, hai să încercăm și pe asta. Întreabă. Da. Mami spune, nu pierdem nimic, încercăm. O privește pe Adriana în ochi, Adriana percepe informația și iar la fel zice. Așa din umeri dă, face potic și zice, face ce vreți. Deci îmi dă acceptul ei? Da. Bun. Spune lui Noroi Puc. În primul rând, care are un nume aiurea. Într-al doilea rând, Și zice și ce îți pasă? era doar o observație, nu-mi pasă nici de el, nici de numele lui. Și într-al doilea rând, spune că Adriana mi-a dat acceptul ei ca să lucrez în numele ei și pentru binele ei. Deci, prin urmare, că interferează, ghinion. Trebuie să se supună.
dorinței mele. Une că așa s-a plictisit de noi, zice, faceți ce vreți, că așa m-am plictisit de voi, faceți ce vreți. Așa m-am săturat și eu de ei, exact cum e sătul ursul de ghindă. Deci, să nu mai pierdem timpul cu prostiile lui. Spune-i să scoată acea plasă foarte delicat, că nu mă grăbesc. Să înceapă. S-a uitat acolo, pe o parte, pe alta. Eu i-am spus să revină un om normal, să facă ce vrea, dar să fie normală. Ce crede el că... Nu e în plan să scoată plasa. Îi taie partea deasupra, cea cu nodul, dar nu era un nod, era așa o strânsătură. Apoi, eu nu știu, plasa pică cumva, ceea ce îmi face mie impresia că este, că nu e naturală. Nici nu văd nicio conexiune cu corpul a plasei, nicio conexiune, absolut nicio conexiune. Deci, cred că îl pun să o scoată, că... Să o scoată. Deci nu are nicio conexiune cu... întrerupe funcțiile creierului. Creierul este... nu comandă corpul, nu, și nu-l văd activat creierul. Ok, o luăm pe rând, să scoată acea plasă. E o vibrație foarte, mă ia căldurile. M-am dus acolo să privesc ce face ca să nu altereze creierul fetiței și m-a luat așa niște călduri, dar face încet. Mărește-ți încet parcă lucrează. Mărește-ți vibrația scutului, Maria. A, bun, e bine acum. Și urmărește ce face derbedeu. Ca și cum ar face operații pe creier, așa, cu pensete, lucrează cu diferite, mai lasă, mai pune, mai taie, mai... să lucreze cu mare, mare atenție. Undeva pe la mijlocul plasei avea, pe acolo lucrează, pe acolo taie foarte încet așa și... Deci îi taie fundul plasei și creierul, asta a făcut, nu știam ce face, fundul plasei și creierul se așează în cutia craniană. Îl văd în continuare fără... deci nu funcționează, nu-i văd, de obicei văd creierul scânteiază când este funcționabil, nu este funcționabil. Toate la timpul lor. Adriana plânge, plânge, nu un hohote, dar suspină, așa îi cur lacrimile în cur și mie. Da, de ce plânge? Întreabă. Se uită la mami și cred că mami transmite așa un... Mami privește totul și bunii la fel și sunt așa cu mâinile, sunt într-o stare de încordare, așteaptă rezultatul, sunt... Maria... Ele privesc acum. Maria... Da. Transmite Adrianei să nu mai plângă. Prin plâns poate să genereze vibrații primește joase. Ea primește o stare așa de... se energizează de la mami. Mami îi trimite îngrijorarea ei. Ok. Ei, cu lacrimile în cur și mie.
Le-am luat în brațe să le dau pe cele două, mamă și bică. Au ieșit din starea de încordare. Acum privesc, efectiv. Merg și la Adriana. O iau și pe ea în brațe, se lipește de mine. Noi suntem cunoștințe vechi, ne lipim de fiecare dată una de alta. De cât timp vă cunoașteți? Ne uităm una la alta și zice, cine mai știe? Ați venit de pe din același loc? Da, tot pleiade în bine. Am intersectat în pleiade. Cu mine s-a intersectat în pleiade? Și cu tine. Da, și cu mami și cu bunii. Noi ne cunoaștem, venim toți din același loc. Noi am venit că ne-am înțeles să facem asta, să ne ajutăm, să fim toți împreună. Ne văd într-un cerc închis. Printre toți circulă o energie, dar are o poartă, energia are o poartă de se duce undeva, nu văd unde. Nu știu cum să explic treaba asta. Este ca și cum ar fi mai multe nu, ca și cum ar fi un gard și cu o poartă care iese în stradă și noi am fi stâlpii la gard. Așa văd. Noi care? Noi toți. Tu, eu, Adriana, este Raluca acolo. Doamna Niculina este, mai sunt și alții, dar așa ne văd pe noi. Deci noi suntem ca niște soldați, ca niște gardieni. Între noi este un, ca și cum ar fi un gard. Circulă energie printre noi, iar nu e cercul închis. Deci iese în afară ca și cum ar fi o poartă spre stradă, spre lume. Deci nu se închide cercul. Da, o posibilitate există ca cercul să nu fie închis, deoarece... Nu este închis, nu. Poftim? Nu este închis, nu, văd foarte clar. Nu e cercul închis, nu mai văd nimic altceva decât că este deschis spre lume. Ok. Iar noi, asta e informația care o percep. Ok, nicio problemă. Pe înțelegerea noastră ca să facem ceea ce facem, am avut o înțelegere, avem o înțelegere ceva. Suntem bine acum, văd că suntem surzători. Așa și ai cu speranță omis, mare. Ai omis un lucru. Eu nu, eu am spus ce am văzut. Da, așa este. Probabil că ai văzut din trecut. Din trecutul... Nu, eu văd în prezent. Nu, informația îmi vine că e în prezent, prezent viitor. Eu tocmai mi-am rupt înțelegerea cu un consiliu, deci o să-mi pierd puterile cât de curând, așa că ies din cercul vostru. Bun, spune-mi, te rog frumos, ce face Noroi Puc? Nu îl mai percep. De ce? Nu știu. Cheamă-l înapoi. Zice că a făcut ce a avut de făcut, ce mai vrem. Verifică să vezi dacă a făcut ceea ce trebuie. Cu ceea ce trebuie, dar creierul nu este activat. Ok. Întreabă-l pe Noroi Puc dacă după vizita lui surpriză de aseară la mine, dacă a pus ceva în mine. Mi-a zice că n-a pus. Ok. Să stea acolo. Să nu plece.
Iată-l frumos cuprinde creierul Adrianei în mâinile tale energetice și energizează-l și dă-i un impuls. Și spunem ce se întâmplă. Este ca și cum niște conexiuni în creier nu funcționează. Am văzut așa ca și cum ar fi avut loc o explozie, nu știu când, ce și cum. Pentru că acolo văd că se energizează, dar a fost ca și cum a avut loc o explozie. S-au scurt-circuitat ceva acolo și a făcut și flacără. Ok. Acum îl văd. Acum îl văd. Că începe să scânteieze. Dacă mai... Dar slab, slab se aprinde, slab, foarte slab merg și se aprinde câte un loc, câte o steluță. Maria, da? Urmărește acele circuite care sunt scurt-circuitate și refă-le. Destul de greu să fac asta, că nu știu cum să fac. Este foarte simplu, urmărește. Am urmărit, le văd unde sunt întrerupte, dar nu le pot asambla. De ce? Pică, iarăși. Întreabă-l pe Petru dacă poate să te ajute. Da, m-a ajutat, mi-a arătat cum se închideau foarte simplu. Să spun principiul, se închideau destul de simplu. Ok, le-ați închis? Sunt o comandă să se repare, să se regenereze la... începe să... să cânteieze mai multe locuri. După ce ai refăcut legăturile, mai dă un impuls, te rog, de energie. La mâinile mele energetice și la fel am spus ca să îi dau atâta energie cât. Ok, Maria. Da. Maria. O să număr de la da. 1 la 3, iar la 3 toate acele circuite care sunt afectate o să fie refăcute exact cum au fost înainte de a fi întrerupte. După care creierul el va primi un impuls și o să înceapă să funcționeze la capacitate de 100%. 1 2 3 S-a făcut lumină. Se tăiază capricurile de Mai repet o dată, te rog, nu te aud. E foarte bine, văd foarte bine totul. Acum e... Se tăiază frumos. Bun. Super. Întreabă pe Adriana cum se simte. Zice, îmi place. Îi place pomul care s-a aprins în capul ei. Okay. Lumina care s-a aprins în cap. Spune-i să-și modifice ADN-ul astfel încât să accepte aceste noi legături din creierul ei. Am văzut că nu era conectat la corp creierul. Era conectat spre coloana vertebrală, undeva era întrerupt. Era o întrerupere. Ok. Prima, după asinare, așa am văzut. Și-a modificat, și-a modificat ADN-ul pentru acest nou tip de legături.
Dar văd că legăturile se refac și pleacă prin tot corpul, firișoare de lumină. Prin tot corpul, așa o văd că se mișcă. Antinsă, vrea să se ridice. Ne-am zis să mai stea puțin să se refacă complet. Vrea să ducă la mami să o ia în braț. Încă nu. I-am spus să mai stea puțin să-și refacă. Văd cum se întinde prin tot corpul acea luminiță, cum străbate, cum prinde viață. S-a refăcut totul? Da, s-a refăcut totul. Ok. Acum poate să facă ce vrea. Prin picioare, prin tot s-a dus acel... Este ca un fulger de lumină, așa, pe tot corpul. Perfect. Acum poate dus să facă... La brațe. Poate să facă ce vrea ea. O strânge pe mame în brațe și mame pe ea. Bun. Se alătură și bunii. Ok. Maria. Care e nivelul vibrațiilor Adrianei? 80.000. Spune-i să și le mărească la 1 miliard. Le-a mărit la 1 miliard, face iuhu! Ok, super. Bun, perfect. Ia-l pe derbedeu de noroi puc și pe Petru și veniți la mine. Da. Uită-te, te rog, la mine în corpul fizic și cel energetic. Dacă a pus sau nu a pus noroi puc ceva, verifică tot. Ți-a alterat gândurile prin 2 capsule în creier. Poftim? Ți-a alterat gândurile prin 2 capsule pe care ți le-a pus în creier. Și întreabă-l de ce nu a zis când l-am întrebat, că a zis că nu mi-a pus nimic. Ce-a zis, ce eram prost? Te-a alterat gândurile, a vrut să-ți întrerupă drumul. Asta e ceea ce privesc. Eu unul, Petru e în stânga, el este în dreapta. Nu invers. Bun. Spune-i să scoată acele 2 capsule acum. Capsulele sunt legate așa într-un V. Deci ele sunt în creier și merg prin gât până în plexul solar, într-un V. Așa. Spune-i să le scoată. Da, erau lipite, băgate în creier cumva, cu ventuze la capăt. În rest nu mai văd nimic decât alterat creierul și văd și energie. S-a făcut e modificat funcțiile creierului, gândirea cumva. Ai gândit negativ și s-a transmis. Ai o energie neagră care ține. Da, destul de neagră care ține creierul captiv cumva, nu poți gândi, nu gândești limpede. Sau o strimite el prin astea, prin cordoanele astea, deci arată ca și căștile de la telefon, așa cum ne conectăm noi la telefon, așa erau căștile, cum întreabă Maria. Înțelegi cum e, da. Deci el era conectat la
cum să zic, la toată treaba asta. Conexiunea era la el. El își trimitea niște gânduri. A scos implanturile. Abia acum. Să se grăbească. Dar ce s-ar mai grăbi? S-ar grăbi așa de ți-ar face creierul. Așa ar vrea să facă. Să tragă ca să... Nu o să trag de ei, o să explodeze creierul dacă vrea să mă grăbesc. Îl spune să se grăbească. Dacă explodează, Păi bine. nu, eu i-am zis, nu i-am zis să facă frumos, să nu se altereze ceva care de-a face cu mine. Să uită la mine și ce da. Aș vrea să întrerupă și, nu știu, conexiunea asta la el sau ce are, pentru că erai conectat direct la el. Te-a conectat direct la el. Îți trimitea informații în creier. Cum De de ascultă, e conectat direct, absolut direct la el. Deci din plexul lui solar în plexul tău solar și apoi în creierul tău. cât timp mă conectase cu el? Îmi spune, dar telepatic percep, dar el nu îmi spune, nu se uită la mine, că din vis. Încerca de mult, încerca, gândea ce pot să fac, ce pot să fac, aha, ca și cum dintr-o dată i-a venit ideea, asta am să fac și eu o să-i trimit și o să-l împiedic să nu mai facă ceea ce face. Se pare că n-a reușit. Da, e mâhnit rău de tot, dar rău, nu se uită spre mine. A scos ce a avut acolo. A scos totul? Dar e supărat, supărat, rău, rău, nu se uită. Îi percep supărarea, nu mi adresează nimic, nici privire, nimic, să cu spatele la mine. Ok, să stea acolo. Mai verific o dată, mai am și alte prostii prin mine băgate. Nu văd altceva, dar văd energia care s-a acumulat, s-a transmis o energie, ceva. Deci ai creierul în ceață. Bun, N-ai putut, da. o să număr de la 1 la 3 și toată energia aceea o să facă puf și o să dispară. 1, 2, 3. A fost frumos cum a făcut. Nu mai făcut din deget, deja a ieșit prin chakra, prin tot așa a explodat. Ok, altceva mai este? Okay. Poftim? A făcut niște scânteie când a explodat. Știi că percep și în camera unde ești, tot așa o energie negativă. Dar mă uit întâi în corp. Deci ai o aură frumoasă care îți definește corpul, dar în cameră sunt ceva energie. Entități sunt în cameră sau în casă, partieră. Ești privit de patru ochișori. Sunt ca și cum ar sta unul în spatele altora. Am mai văzut imaginea asta odată, mi-a venit iarăși acum, dintr-un colț undeva, așa, niște ochișori curioși te privesc. Spune-le acelor ochișori să ia o formă în fața ta, doi câte doi, unu câte unu, 3 câte 1 sau S-au 4. aliniat mulți, s-au aliniat mulți, dar știi ce? Sunt umani. Cum? Sunt umani care te urmăresc, curioși. Întreabă-i pe acești umani de cât timp sunt. Deci nu sunt umani descarnați, sunt umani, persoane.
Sunt interesați de ceea ce faci, sunt curioși Păi și... și îți transmit anumite energii fiecare după gândul lui. Și cum au ajuns acești umani aici? Sunt acolo. Ei sunt conectați cumva cu tine prin ceea ce faci tu, prin energii. Nu sunt. Ok, Maria. Nu sunt, nu știu cum să explic, fizic acolo nu sunt, nici măcar energetic, doar curioși. Și-au trimis doar ochii. Și-au trimis doar ochii, doar te urmăresc, doar te spionează și vor să-ți vadă ce faci, cum Deci, faci. fii atentă, ca să-ți dai seama cât să nu vreau să-i jignesc. Dar umanii ăștia chiar. Neapărat energii, sunt diferite energii, fiecare vibrează altfel, fiecare gândește altfel. Corect, dar în același timp, toți vibrează în ghilimele la fel. Adică, pentru ce Dumnezeu și-au trimis ochii? Să-ți altereze gândirea cumva, e ceea ce percep eu. Păi cu ochii? Să te intimideze, să te, nu știu. Deci ochișorii, am văzut ochișorii. Bun, Maria. Ochișorii, da. Aliniază-i pe toți și bagă-le degetele în ochi, la toți, așa, câte unul, câte unul, câte unul, câte unul. Ia-i la rând pe toți. N-am putut face asta. I-am pus să pună mâinile la ochi. N-am putut face asta. Nu am putut face asta, i-am pus să-mi pună mâinile la ochi. Bine, o să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate conexiunile mele cu aceste entități, ființe umane încarnate și dezîncarnate care vor să mă urmărească, vor să fie tăiate pentru totdeauna. Singurele mele legături o să fie cu alte planuri. 1, 2, 3. Au dispărut? Da, s-a tăiat conexiunile și ori le pare rău că s-a tăiat, Trebuia să vină să mă întrebe și eventual să își cumpere bilete, dacă vreau. Poate și eu sunt curios de foarte multe lucruri, dar nu mă duc pur și simplu să dau o năvală peste cineva să văd ce face. Mai știi dacă făceam vreo tâmpenie. Trebuie să beneficiem fiecare de locul nostru privat, ca să mă exprim așa. Eu am spus că ți-au invadat intimitatea să nu mai fie supărat. Exact la asta vreau să mă refer, dar am avut un lapsus, nu mi-a venit expresia în cap. Bun. Deschide-te, rog frumos, un portal intradimensional în casă și să aspire toate energiile negative. Ai grijă să nu-mi aspiri motanul. O să număr de la 1 la 3. Văd motanul, e acolo, am grijă de el, m-am dus și l-am luat în brațe. O să număr de Îi la... place la mine în brațe. Super, o să număr de la 1 la 3, iar Și o la... văd și pe Ionela și pe Ionela vrei să te iau. Pe ea O văd oricum și pe Ionela. nu poate să o aspire, dar dacă vrei tu ia-o. Nu, că este conectată la tine. Sunteți Nu, conectați cu știam. toate. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 vor dispărea toate energiile negative și toate entitățile de aici, prin acel portal. 1, 2, 3. Mai este ceva? Poftim? Eu și Motanu și Ionela și tu. Ah, bun, super. Dă-le drumul, lasă-i în pace. Ei aspirat, au fost aspirați prin portal Ok, mergi. Da, și spune. s-a luminat. Ok, mergi, te rog frumos. Spune acum lui Petru că îi mulțumesc mult.
să-și deschidă un portal și să plece unde vrea el. Și-a împreunat mâinile și s-a aplecat. Ok. Deschis portalul, un portal frumos, foarte colorat, foarte colorat, foarte intens colorat, auriu. Și-a adus. Bun, perfect. Maria, iar ia-l pe noi, noroi puc, și mergeți. E lângă mine. Ok. Și mergeți împreună undeva în spațiu. Am plecat? Poftim? Am plecat, da. Ok, opriți-vă undeva. Ne-am oprit în vid. Perfect. Cheamă-l pe Aștar să vină. A venit. Întreabă-l care este relația dintre el cu noroi puc. Zice că au o relație de rudenie. Da, mă bucur. Ce i-am spus eu lui Aștar să nu facă? Nu își aduce aminte, zice. Ok, întreabă-l pe noroi puc dacă a făcut pace cu Creatorul. Îmi spune că pace 100% nu se poate, dar avem o înțelegere de liniște. Ok, pentru tot ceea ce a făcut, nu-i rămâne altceva decât să fie șters din ființă. Spune-i lui Aștar. Ce vreți să-mi faceți? Spune-i lui Aștar să urmărească bine că următorul o să fie el. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 noroi puc o să dispară din ființă. 1, 2, 3. A dispărut. Ce părere are Aștar? Nu te aud. Nu am zis nimic, nu are nicio reacție, decât că mă privește uimit unde este, zice, am să merg să-l caut, dacă cu adevărat ați făcut asta. Spune-i să meargă rapid de tot, să-l caute și să se întoarcă. Spune că trimite armata și o să-l găsească dacă este. S-o trimită acum, nu am mult de așteptat. Îi văd cum le-a dat comandă și s-au împrăștiat peste totul și îl caută. Nu-l găsesc. Ce zice? Se întorc și spun toți, se întorc și spun, el este în mijloc, armata e pe lângă el, se întorc și spun că nu există. Are ceva de comentat? N-are nimic de comentat, le face cu un semn așa în spate ca să se... deci face cu mâna în spate și ei toți se retrag și stau la o distanță considerabilă de noi. Vrea să-mi spună ceva? Spune că dacă lași în pace, te lasă în pace. Nu are puterea asta. Dacă o singură dată, una singură, nu de două ori, nu de trei ori, nu o dată și jumate, o singură dată, mai vine în apropierea celor care eu nu vreau, o să dispară și el. Dar știi ce gândește? Ce? Eu percep informația la nivelul creierului lui, percep și văd creierul lui cum vibrează și percep informația. Zice, dar pot trimite din armata mea pe cineva să te vecheze? Cumva de genul. Este treaba lui. Eu cred că m-am exprimat dacă el sau orice trimis al lui mai vine în apropierea noastră, el o să fie cel care plătește pentru tot. A înțeles? A înțeles, da. Mi-a spus de două ori, am înțeles. A plecat capul. Ok, să-și deschidă. Îl percep iarăși într-un toiac, parcă ar avea alt toiac, nu cel de data trecută.
să-și deschidă un portal intradimensional și să plece. Da, se uită spre cei care îl înconjoară, zice, voi ați auzit? Hai, executarea. Și el dispare. Deschide un portal și pleacă. Ok. Maria, Da. cheamă-te rog frumos să vină în fața ta Fecioara Maria. Este aici. Spune-i că o rog frumos să-l cheme în fața voastră pe Iisus. Vă zice că pentru noi face asta, că îi place ceea ce facem. Da? Oferă o energie așa de puternică. Spune-le că le mulțumesc amândurora că au venit. Se pleacă în fața noastră. Și spune-le că doresc foarte mult să vorbesc cu Creatorul. Ce-ți răspund? Asta nu se poate. De ce? Zice, nici noi nu facem asta, nu se poate să facă un uman așa ceva. Și totuși vreau să Zice încerc. că poți să-i trimiți o cerere telepatică. Ce Asta poți face. O cerere? dorință, să-ți trimiți dorințele, pentru că el le va percepe, dar nu poate fi deranjat, nu pot să fac asta. Nu pot ei să-l deranjeze? Nu putem face asta, nu încalcă legile noastre. Ok, super. Deci, fii atentă. Ei au spus că prin chestia asta ar încălca legile, da? Da. Și eu mă supun acelorași legi ca și ei. Nici eu nu vreau să le încalc. Dar există un sclepsis foarte micuț. Toți fiind creația Creatorului, asta înseamnă că, virgulă, Creatorul interferează cu noi toți. Și dacă luăm și analizăm legile universale, orice entitate de vibrație joasă sau de vibrație înaltă care interferează cu un uman, trebuie să-i cam asculte dorințele. Și nu cred că Creatorul ar vrea să-și încalce el una din legile lui. Pentru că asta ar însemna să creeze un fel de haos. Are logică ceea ce am spus sau nu? Eu te-am ascultat pe tine și am auzit și n-am auzit ce ai spus, pentru că am văzut, mi s-a arătat ca o piramidă unde creatorul este sub formă de soare și este conectat la fiecare ființă. Văd că este conectat cumva și la ființele întunecate și la ființele de lumină. Deci nu poate prima, ei mi-au arătat treaba asta și suntem toți toți comunicăm prin niște, nu știu cum să le spun, canale, niște unde. Unde, da, unde mi-a venit termenul. Ok. Da, și tu dacă îți dorești ceva, trebuie să te adresezi direct creatorului. Adică trebuie să o fac personal. Dar trebuie să o faci personal prin dorința ta și creatorul știe. Și dacă fac chestia asta, pot să comunic cu el? Creezi un. Ai deja un canal de
O să te privesc pe tine acum să văd conexiunea ta cu Creatorul, să văd dacă ai conexiunea întreruptă sau nu. Știi ce văd acum? Spune. Undeva, într-un plan, nu pot să spun, deci, spre Pământ. Este ca și cum ar fi toate undele merg ca și piramidă. Însă, la un moment dat, ceva se întâmplă și sunt tăiată, dar nu numai ție. Deci dispare conexiunea. Conexiunea este, dar este întreruptă, să zic așa. Da. Și nu e întreruptă doar într-un punct. Este întreruptă în mai multe puncte. Deci nu numai o dată. Gândește-te la o piramidă, creatorul este în vârf, sau mai multe cuburi puse una peste alta, dar nu se. Care fac o piramidă, care nu se așează perfect, nu se îmbină perfect. Ok, întreabă-i dacă pot să-mi refacă acest canal de comunicare. Eu spun că tu l-ai întrerupt, tu ai vrut să-l întrerupi. Când? Dar tu ți-ai dorit asta la un moment dat în existența ta. Și atunci înseamnă că iarăși eu trebuie să-l refac? Da, tu trebuie să-l refaci prin intenție, prin dorință. Deci creatorul este conectat în mod normal cu fiecare din noi, dar noi ne-am întrerupt pentru că am început să mai credem în Tatăl Creator și noi ne-am întrerupt conexiunea cu El. Ok, întreabă-i, te rog frumos, de unde mi-a venit sau cine mi-a trimis informația cu numele lui Noroi Puc? Una e să vină Zice el. că asta trebuia să se întâmple asta. Păi da, asta Trebuia să rezolvi și pe asta. trebuia să se întâmple asta. Dar cineva mi-a dat numele lui, cineva mi-a spus numele lui. Până nu am aflat numele lui, nu am putut să-l găsesc. Cine mi-a spus numele lui? Răspunsul care îmi vine este Arhanghelul Mihail, care te veghează. Dar am mai vorbit cu Mihail de multe ori și nu mi-a zis. Ba da, ți l-a șoptit. Tu nu Când? l-ai perceput. Și de ce acum l-am auzit? Trebuia să auzi ce n-ai auzit înainte. Când spui că trebuia, eu percep ca și cum ar fi ceva important. De ce trebuia? De ce era atât de important încât să trebuiască să primesc informația asta? Pentru că era o entitate care se ascundea atât de bine că nu putea fi găsită. Iar ce continuă este că se ascundea foarte bine în creierul nostru. Mai câte entități de acest tip sunt? Mai sunt multe? Sunt, da. Da, sunt. Nu sunt foarte multe, eu le percep ca și pe acest Noroi Puc, ca și niște umbre, fără nu cu contur, dar fără, n-aș putea să-i dau o formă, ca și un ca norii, ca nu știu cum să spun. Ok. Deci cred că sunt niște nu vibrații, sunt nu știu cum să zic. Nu pot explica ce văd. Sunt niște entități puternice, dar nu bine definite ca și corp. Nu interesează să aibă un corp. Se pot deplasa, ei văd cum se plimbă. Acum sunt într-o parte, apoi sunt în partea cealaltă, se deplasează. Nu interesează să aibă un corp bine definit. Am înțeles. Am făcut bine când mi-a rupt contractele cu acel consiliu.
Nu prea. De ce? Întrebarea îmi vine, nu, mi se spune să spun o întrebare și acum îți cunoști drumul. Tot timpul mi-am cunoscut drumul, dar nu am vrut să fie condiționat. Este același drum care l-am început, dar fără condiții. Te văd în fața consiliului unde ai fost și ai vorbit și cum a pleacă din cap și spun, n-ai am ceva de genul, nu știu, noi am vrut să te ajutăm. Ei așa fac, dau din umeri și zic că oricum o să-ți fie greu fără ajutorul lor cumva. Cu ce anume puteau să mă ajute? Cu informații, zice că dacă îi chema ei te ajutau. Dar niciodată nu îi chemam pentru că efectiv am ajuns să nu mai am încredere în nimeni. Pentru că de fiecare dată, dacă pui și o virgulă greșit, primești o informație eronată. Și atunci, pentru ce să-i întreb pe ei când pot să aflu singur? Zice, așa este la voi în lumea voastră, de la noi informația pleacă pură, voi o percepeți eronată, la voi ajunge eronată. Cum pot să percep o informație exact așa cum vine de sus, fără nicio eroare? Zice, conectează-te la mintea noastră. Tot timpul. Când ai nevoie de ceva, conexiunea trebuie făcută direct în mintea noastră, direct în creierul nostru și atunci nu poate să te mintă nimeni. Când spune în mintea noastră și în creierul nostru, se referă la ei doi sau la toate entitățile? Se referă la ei doi, dar în general când vrei o conexiune cu informații autentice, conexiunea trebuie să fie direct în creier. Îmi spune și mie treaba asta. Zice, te conectezi în creierul. Așa îmi face cu degetul și îmi spune, te conectezi direct la creier și atunci nu poate să-ți altereze informația nimeni. Tu o iei direct de la sursă. Nu o iei, cumva mi-arată undele prin care circulă informația și îmi spune, nu o iei de acolo. Prin unde eu le văd cum circulă informația și ce nu iei de acolo, că nu știi ce întâlnește pe parcurs și ce se lipește de ea. Același lucru am încercat să explic și la o amică sau la o fostă amică. Am încercat să-i explic că printr-un anumit canal cu voi se poate lipi și o informație sau o entitate sau o energie negativă. Știi ce a ieșit? Scandal. Și acum revin iarăși la citatul meu preferat. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Așa e? Iisus spune că el nu a spus așa ceva. Eu nu am spus că a zis el așa ceva. Am spus că este unul dintre citatele mele preferate. Nu am spus de el. Este total falsă. De ce? Tu te înalți ca spirit în momentul în care faci fapte bune. Tu faci pentru tine, nu pentru ceilalți. Corect. Dar în același timp, ceilalți, dacă nu înțeleg anumite lucruri, nu aștept mulțumiri.
dar nici nu aștept să Iisus arunce cu spune, pietre. privește în viața mea, uită-te în viața mea și privește viața mea. Încerc să fac lucrul Și ai un ăsta. exemplu. Încerc să fac lucrul ăsta de foarte mult timp, dar în același timp am impresia că suntem atât de diferiți, adică, cum să zic, niciodată nu o să înțeleg chestia aia, dacă vine și îți dă cineva o palmă, trebuie să întorci și obrazul ai alalt. De ce? Nu știu, probabil că trebuie să-ți studiezi viața mult mai în profunzime. Și atunci poate o Este să... nedumerit de faza cu palma, nu știe. Faza cu palma a făcut așa, când spuneai de celălalt, a făcut din umeri. În ce Iarăși, face? iarăși, nu am zis că Iisus a zis lucrul ăsta, dar religia oamenilor, fie că e catolică, fie că e ortodoxă, fie că e penticostală sau ce Dumnezeu de religie o fi, atât de multe informații false a învățat umanitatea, încât foarte mulți dintre oameni au uitat să facă diferența dintre bine și rău. Da, știu, ei știu. Mi-au arătat unde scrie în Biblie treaba asta. Am văzut paginile din Biblie unde scrie și zicea, voi umani, voi ați făcut asta? Eu n-am spus. Și atunci, în contractul meu era o clauză că trebuie să deschid ochii la cât mai mulți umani. Dar cu gândirea care o au, mi se pare o sarcină foarte grea. Dar nu mă sperie. Problema mare este că... Și totuși tu e drumul tău, zice, tu l-ai Da, ales, asta da, este, da. astea sunt riscurile. Ok, nu te contrazic, dar problema este că dacă nu reușeam, atunci trebuia să răspund tot eu în fața Consiliului. Adică, cum să zic, explic, nu înțelege, nu Ei înțelege. spun că tu ești aplaudat pentru ceea ce faci. De ce crezi că trebuie să dai explicații cuiva? Zice, nu ne place ceea ce faci. Păi tocmai asta Te e. admirăm pentru ceea ce faci. Tocmai asta e ideea. Pentru că era o clauză pusă ne la locul ei. Adică eu trebuia să plătesc pentru că alții nu vor să deschidă ochii și să vadă calea. De ce? Oricum, calea mea urmez. Trebuia să plătești, nu trebuia să plătești. Explicațiile nu erau, trebuia să dai explicații pentru altceva, nu pentru asta. Pentru ce altceva? Nu, nici nu trebuia, pentru modul în care făceai treburile astea, nu pentru ceea ce făceai, pentru modul. Explică că acum nu înțeleg eu. Despre ce mod e vorba? Deci sunt diferite moduri în care abordez problemele. Pentru asta puteai să dai explicații, dar nu pentru munca în sine, pentru modul în care o făceai. Bun, ok. Am văzut că a început să apară o problemuță micuță la mine. Adică, cam încep să-mi pierd răbdarea. De ce? Pentru că ți era alterată gândirea. Ok. Pentru că ți era alterată gândirea din cauza implanturilor. Păi da, implanturile alea erau de ieri. Tu erai urmărit mai de mult Oh. și ți se modificau gândurile cumva prin. Eu văd prin unde, tot de aceeași entitate, te urmărea și îți modifica din capul lui către capul tău, trimitea unde.
Super, sau ce să zic. Na, bun. Nu, eu văd cum se modifica în capul tău. Nu știu ce gândeai, dar îți înconjurai creierul într-o nebuloasă așa. Ok, super. Na, bun. Maria, mulțumește-le frumos și lui Isus și Fecioarei Maria și spune-i că pot să plece și dacă o să mai am vreodată nevoie, o să apelez la ei. Mi-au spus înainte de a spune tu să apelezi tot timpul la ei, că vor veni cu drag. Să rămână. Au plecat? Acum. Ok. Mai este o entitate în jurul tău? Sau e singură? Mă văd singură. Bun. Cum te simți? Am fost în prezența Consiliului, care avea o vibrație înaltă. Am fost în prezența lui Isus, a Fecioarei, și mi-a crescut temperatura corpului. Am simțit lângă ei radiația căldurilor și mi-a crescut temperatura corpului tot timpul O să lângă ei. număr de la 1 la 3, iar temperatura corpului tău o să revină la temperatura umană a unui corp uman. 1, 2, 3. Cum te simți? E din ce în ce mai bine. Ok. Nivelul vibrațiilor? Văd 1 1 0 0 0. 1 0 0 0 0. Maria, 110 bine. Da? mărește-le până la 1 miliard. Da. Te simți bine? Super bine. Ok. Simt că plutesc în atmosferă, sunt în atmosferă și plutesc. Ok. Acum ne întoarcem în prezent. Deconectează-te de toți și de toate. Închide toate canalele. Acum ești singură în acest pat, ascultând vocea mea și nimic altceva. Deconectează-te complet. Eu o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu o să reintri complet în corpul tău și în mintea ta. Reintri în timpul prezent unde îți vorbesc eu. 1. Începi.